Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi la știrile Nova TV vorbim despre venirea primăverii. Ieri am sărbătorit Dragobetele, astăzi vorbim despre venirea primăverii. Elevii de la Liceul Teoretic Accente Sever au pregătit un eveniment în colaborare cu Biblioteca Ștefan Lutfi Hrot. Stăm de vorbă cu bibliotecara Andreea Bușoiu, care a coordonat acest eveniment. Astăzi am invitat alături de noi la manifestarea obiceiuri și tradiții de primăvară pe elevii liceului Accente Sever, îndrumați de doamna profesoară Aura Lăpădat și de muzeograful Angela Păucean, un specialist în ceea ce privește folclorul românesc. Evenimentul de astăzi este o mică șezătoare, sunt mici discuții despre obiceiurile de primăvară, de simbolul are începutului de primăvară în folclorul nostru, dragobete, mărțișor și babe. Doamna muzeograf, Angela, a adus un CD cu meșteșuguri și tradiții populare din zona Sibiului, din Mărginime, iar una dintre eleve ne-a pregătit tot așa o surpriză, un filmuleț, un PowerPoint despre dragobete. Cum vi s-a părut implicarea elevilor? Să știți că, uite, a fost chiar o surpriză, au venit în număr foarte mare și ne-au prezentat tot felul de alte, despre zburător, personaje din mitologia românească.